Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în această cafeluță, ce vom afla nou în această zi minunată de vineri, dragii mei. Dar nu înainte de toate de a vă mulțumi și de această dată pentru mesajele voastre extraordinar de frumoase. Mesaje care mie îmi vin în întâmpinare în fiecare zi și uneori mă găsesc de dimineață cu mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare din partea voastră, pentru care eu sunt foarte, foarte recunoscătoare. Simt că fără aceste mesaje ale voastre și fără. Tot ajutorul pe care mi-l dați atunci când veniți pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez aici pentru voi în fiecare zi. Dar, încă o dată, dragii mei, vreau să vă urez toate cele bune, să fiți iubiți, în primul rând, indiferent ce iese la cafeluță sau la tarot, să fiți iubiți, dragii mei, pentru că meritați și să vă aducă sărbătorile de iarnă tot ceea ce uh, voi vă doriți. Așa să fie. Uh, bine v-am găsit uh, și astăzi pe canalul meu de YouTube uh, uh, și sper să vă însoțesc pașii voștri și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. Iată așa arată ceașca. Aceasta este, să vedem ce are de spus, dragii mei, pentru voi toți. Văd aici doi urși, dragii mei. Asta înseamnă că aveți energie, aveți putere. Dacă ai fost sleit sau sleită de puteri în ultima vreme, în ultima perioadă, acum veți fi foarte energici, energici încât veți putea ridica orice greutate de jos. Nu veți mai avea nevoie de ajutor pentru orice fleac. Um, dar vă veți simți în primul rând puternici în sensul de a, um, de a avea curajul să mergeți prin viață și indiferent de, de uh, greutățile pe care le întâlniți, vă simțiți puternici să le dați la o parte, să mergeți să notați prin ele, uh, astfel cum poate nu ați făcut-o până acum. <coughs> Văd că persoanele false, dragii mei, le dați afară din viața voastră, ați început să faceți ordine, așa cum aduni neghina de grâu, așa veți alege voi persoanele rele din viața voastră și le veți goni de la voi. O să, fie, o să vă fie mult mai bine după aceea, vă veți simți cu mult ușurați, veți vedea. Pentru că persoanele false, tu le-ai ajutat când au avut nevoie, dar ele ți-au întors spatele. Și au râs de tine. De aceea, iată că acestea nu meritau să rămână lângă tine. Vei păstra lângă tine doar prietenii adevărați, cei care ți-au întins o mână când ai avut nevoie de ajutor, dragul meu sau draga mea. Să nu-ți pară rău niciodată că. Uh, ai dat la o parte prietenii falși pentru că aceștia oricum, uh, uh, oricum ar fi plecat din viața ta, să știi, pentru că atât de puțin le păsa de tine. Uh, văd aici un pumn, uh, iubiților. Se pare că sunteți foarte nervoși în această perioadă. Uh, așa vă enervează viața, vă enervează anumite evenimente din viața voastră, vă enervează oamenii din jurul vostru. Brusc... Izbucniți în uh, uh, nervos, uh, vă enervați, iar apoi vă doare brusc capul. Atenție la acești nervi, vă rog frumos, și temperați-vă. Este bine să vă păstrați calmul, pentru că uh, altfel veți ajunge să vă certați foarte rău cu cineva și apoi veți regreta pentru că veți pierde acei uh, prieteni din viața voastră, sau poate mai rău puteți ajunge și la poliție dacă vă certați foarte, foarte rău. <coughs> Apare aici cifra 5, dragii mei, pentru persoanele cu literele S, L, R și I. Pentru aceste persoane văd, văd că vin vești bune de la uși de stat, poate de la o muncă, poate de la o școală sau de la o judecată. Aceste vești văd că vă vor bucura foarte, foarte mult, pentru că le așteptați de mult timp și o să răsuflați și voi ușurați când le veți primi. Drag, draga mea, văd că te-ai întrebat întotdeauna ce sentimente are prietenul tău sau, da, prietenul tău sau prietena ta dacă ești bărbat față de tine. Tu se pare că ai sentimente de dragoste față de acesta sau de aceasta și ai vrea să afli dacă această prietenă, pentru că este o prietenă sau un prieten față de tine, ți le împărtășește. Vei avea o discuție apropiată cu acest prieten sau cu această prietenă și vei afla că, de fapt, și acesta sau aceasta te iubește, drag, dragul meu sau draga mea te vei bucura enorm de mult și veți începe o relație care va fi, va fi bazată în primul rând pe relație de prietenie, pentru că voi ați fost prieteni foarte buni până acum, dar de asemenea va merge, să știți, până la căsătorie, pentru că atât de bine vă veți împăca unul cu celălalt. Uh, apare aici o lumânare aprinsă, dragii mei. Văd că aprindeți lumânări în casa voastră uh, fie seara când veniți de la muncă sau pur și simplu când intrați în casă și vă simțiți foarte obosiți. Uh, pur... Doar priviți în uh, flacăra lumânării și vă simțiți uh, mult mai relaxați. Uh, este bine că faceți acest lucru pentru că lumânarea uh, ajută și la risipirea negativităților din casă și uh, te ajută pe tine să te cureți de uh, negativitățile pe care le-ai adunat uh, peste zi. Apare aici o pereche de ochelari, dragii mei, văd că aveți probleme cu ochii, încât aveți nevoie de acești ochelari oricând, chiar și când citiți, chiar și când mergeți undeva. Poate aveți probleme cu tensiunea sau aveți prea mult zahăr în sânge sau poate ați plâns foarte mult în trecutul vostru și ochii voștri s-au stricat și din această cauză. Da, dar văd că dumneavoastră știți despre aceste probleme și o să mai mergeți dacă va mai fi nevoie la medic și acela o să vă consilieze în legătură cu ce aveți de făcut pentru ochișorii voștri. <coughs> văd aici niște numere, dragii mei, numerele 9, 10 și 11. Aceste date pot fi foarte norocoase pentru voi, poate se vor întâmpla minuni în viața voastră în aceste date, Uh, sau veți avea un foarte mare noroc, vor ieși lucrurile exact așa cum veți dori voi pe, aceșt, pe aceste dăți. Uh, o inimioară, dragii mei, și un bărbat care vă așteaptă. Uh, veți face un drum, văd, și vă veți întâlni ursitul. Acest bărbat te așteaptă în altă localitate și este gata să vină în întâmpinarea ta, este gata să-ți ofere totul pentru că acesta aștepta și el să întâlnească o persoană deosebită în viața lui și iată că tu ești, draga mea, această persoană. Apare aici o mașină albă, dragilor. Se pare că ai dorit de mult timp să cumperi această mașină și acum o veți cumpăra. Această Achiziție va fi cu noroc pentru voi, să știți, pentru că uh, cu această mașină vă veți face toate, toate treburile. Uh, în casa voastră văd că mai sunt niște certuri, dar este și veselie, uh, pentru că văd că uh, foarte curând vor intra niște bani, fericire și noroc uh, în casă. Uh, acolo este un pom uh, cu roade, uh, va impu Așa arată aici că este un pom cu roade în casa voastră. Va intra belșugul, și acele certuri se pare că vor pleca din casa voastră, și va fi din nou liniște, pace și fericire. Vă veți bucura și voi de momente de calmitate, de momente în care puteți să stați la masă și să vorbiți, să discutați într-un mod cât se poate de relaxat. <coughs> Mai apare aici în fundul ceștii, dragii mei, un ochi. Se pare că foarte multe persoane în jurul vostru vă deoache, vă invidiază. Acestea sunt interesate de lucruri minore, cum ar fi ce mâncați, ce îmbrăcați, ce încălpețați și niciodată nu le ajunge să știe lucruri despre voi, de unde veniți, unde plecați, pe cine luați cu voi, pe cine aduceți cu voi în casa voastră și așa mai departe. Dar aceste persoane să știți că foarte curând vor dispărea din vecinătatea voastră și vă vor lăsa în pace. Mai apare aici un inel, dragii mei, și două inimi. Se pare că partenerul vostru vă poate cere în căsătorie sunteți gata de acest legământ, el face planuri pentru a vă cumpăra o surpriză, pentru a vă face această surpriză sau dacă sunteți căsătoriți, văd că soțul vostru vă va cumpăra un inel sau ceva de valoare, un lănțișor de aur. Uh. Mai apare aici un avion în zbor, poate plecați în țara voastră, poate că sunteți în străinătate acum și vă îndreptați pe țara voastră sau dacă sunteți la voi acasă, poate vreți să plecați undeva la rude, în afară sau să vă petreceți pur și simplu sărbătorile în altă țară. Să vedem și dorința voastră, dragii mei. Iată cum se, scurge negativită... se scurg negativitățile, se scurge negura din sufletul vostru, din ochii voștri și din casa voastră. Dorința voastră să știți că este pe cale să se împlinească. Și văd aici o rățușcă care stă cloșcă, dragii mei. Se pare că banii vor începe să stea și în buzunarul vostru, nu veți mai cheltui așa cu avânt vă veți da seama că trebuie să cheltuiți mai mult pe lucrurile de care aveți strictă nevoie și așa vă veți comporta în viitorul apropiat, începând din această zi. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!